că în această seară vom prezenta rectificarea, a doua rectificare a guvernului Orban pentru anul acesta. Și rectificarea de astăzi reprezintă un angajament al guvernului Orban și o primă decizie de alocare de resurse suplimentare după prezentarea planului de reclădire a României. V-am promis din primul moment al mandatului meu că voi face lucrurile diferit față de predecesorii mei din PSD și voi prezenta toate datele onest și transparent. Această rectificare, bineînțeles că am luat în calcul contextul economic atât prin care trece global, economia globală trece printr-o recesiune fără precedent în ultima sută de ani, dar și evoluția economiei României din ultima perioadă și cum estimăm noi că vor merge lucrurile în perioada următoare. Să dau câteva elemente principale despre rectificare. Așa cum am spus și ați văzut în tot acest an, de fiecare dată am alocat mai multe resurse și am cheltuit banii pentru investiții. După 7 luni de zile, suma cheltuită pentru investiții este de 20 de miliarde de lei. Este cea mai mare sumă cheltuită la 7 luni în ultimii 10 ani de guvernul României și facem acest lucru într-un moment în care economia trece printr-o perioadă dificilă. Noi am oprit aici, am suplimentat la resursele pentru Ministerul Transportului această rectificare și astfel bugetul pentru Ministerul Transportului în 2020 este unul record, este cel mai mare buget pentru investiții alocat de Guvernul României. La sănătate, bineînțeles, un domeniu prioritar în acest an, am alocat mai multe resurse. De fapt, față de bugetul inițial, sumele alocate pentru sănătate au crescut cu aproximativ 45%. Și aici vorbim de contare concedii medicale, medicamente, echipamente, sanitare, sporuri, pentru cei care au fost în prima linie în lupta cu acest virus, cu această pandemie. Și bineînțeles că nu am făcut ceea ce facea PSD, nu am lăsat stocurile zero. Am suplimentat și stocurile pentru că întotdeauna vrem să fim pregătiți pentru ceea ce vine. Aici aș vrea să vă spun că la sănătate deci sumele au crescut pe ansamblu pe tot anul cu 45% față de bugetul inițial și ne vom uita în continuare și în partea a doua dacă o să mai fie nevoie de suplimentare resurselor, suntem pregătiți să suplimentăm, să alocăm resurse suplimentare pentru acest sector. Educația, un alt domeniu important. Am asigurat și vă asigur și pe dumneavoastră că am făcut tot pentru a asigura buna desfășurare a învățământului românesc până la sfârșitul acestui an. Resursele sunt acolo și aș vrea aici să fac o remarcă și o observație foarte importantă. Transportul, sănătate, educație sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Trebuie să vă uitați în urmă, veți vedea, PSD în fiecare an tăia sume importante de la aceste trei sectoare. Investiții, sănătate, educație. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare. Sunt sectoare importante, importante și în acest moment prin care trece economia României. Ministerul Muncii. Ministerul, bineînțeles, la care se uită toată lumea astăzi. Are cel mai mare buget, de fapt, Ministerul Muncii, chiar de la începutul anului. A început cu cel mai mare buget, sumele alocate în plus către Ministerul Muncii în timpul acestui an și cu această rectificare ajung la aproape 10 miliarde de lei în plus, deci sunt sume alocate în plus la Ministerul Muncii și în ciuda tot ceea ce a făcut PSD și a încercat să facă în această perioadă, am reușit să găsim resursele pentru a plăti la timp și salarii, și pensii, și ajutoare sociale, etc. Din primul moment am spus că vom crește pensiile în 2020. Și astăzi putem să venim în fața dumneavoastră să vă spunem că, da, în România vom crește pensiile și cred că este în 2020. Punctul de pensie, valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie pe care am avut-o vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă.
deși a avut perioada de creștere economică una după alta, 3 ani de zile, nu datorită lor, datorită contextului economic internațional, și tot nu au mărit pensiile cu această sumă. În acest context economic global dificil, prin care trece toate țările europene, trec prin această perioadă, am reușit să facem acest efort și să creștem pensiile pe lângă creșterea alocațiilor, repet, cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii, care se pune în plus la punctul de pensie. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care face astfel de eforturi în plină criză economică, care crește și pensii, crește și alocații, cu sumele pe care le face acest guvern. În ceea ce privește alegerile locale, ne-am asigurat că această rectificare are sumele necesare pentru organizarea legilor locale și parlamentare în cele mai bune condiții. În același timp, nu am uitat de efortul făcut de autoritățile locale în această perioadă. Și astfel asigurăm pentru autoritățile locale, inițial, la începutul anului, sumele de la buget pe care le susțineam la buget pentru cheltuielile cu asistenții personale, persoanelor cu handicap și grav și indemnizații lunare erau de 50%. Deci guvernul susținea 50% din aceste sume. Am crescut acest procent la 70% prin această rectificare. Tot pentru autoritățile locale suplimentăm resursele cu 433 de milioane de lei pentru finanțarea dreptului copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, programul pentru școli al României. Bineînțeles că suntem conștienți că veniturile autorităților locale au suferit în această perioadă și de aceea, prin reechilibrare de la bugetul de stat, vom aloca sume suplimentare pentru autoritățile locale pentru a aduce sumele către sumele inițiale. O concluzie aici la început, în prima parte a prezentării mele. Pentru PNL rămân prioritare sănătatea, cetățenilor și măsurile pentru protejarea populației de pandemie, alocare resurse fără precedent la acest sector. Ne asigurăm că anul școlar, nu numai că începe, dar tot anul școlar va fi desfășurat în condiții optime. Iar pe plan economic am luat toate măsurile pentru a realiza toate investițiile prevăzute în buget, am alocat sume suplimentare, IMM Invest și restul și companiile mari vor continua să fie finanțate. Să vă dau câteva cifre acum, pentru că știu că discuția se face și în această direcție. La această rectificare, Comisia Națională de Prognoză a reestimat dinamica economiei în 2020. Contracția pe care o estimează Comisia Europeană pentru acest an este de 3,8% față de o contracție inițială de 1,9%. Cele două puncte procentuale vin exact din cele două luni în care economia a fost închisă. Asta înseamnă, bineînțeles, că și PIB-ul nominal inițial estimat a fost redus și asta înseamnă, bineînțeles, că există un impact asupra veniturilor. Deci de aici pornim cu rectificarea bugetară, în acest context de înrăutățire a estimării pentru dinamica economiei în 2020. Aici trebuie remarcat un lucru foarte important. Da, este o înrăutățire, dar este cu mult, cu foarte mult, sub ceea ce estimează toate instituțiile internaționale și private și publice. Deci rămânem cu o dinamică printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. După ce am avut, e adevărat, cea mai mare creștere economică, a doua cea mai mare creștere economică în primul trimestru din 2020. Referitor la deficitul bugetar. Deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7% din PIB la 8,6% din PIB, o majorare de 5 puncte procentuale față de deficitul aprobat inițial de 3,6% din PIB. Și acum să ne uităm, am mai vorbit despre această influență asupra deficitului bugetar, de unde vine această creștere. Avem o scădere, bineînțeles, a veniturilor în buget față de estimat de aproape 31 miliarde de lei. Asta înseamnă 3 puncte procentuale.
Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă la deficit față de estimarea inițială, 3 puncte procentuale vin doar din efectul crizei, din faptul că economia trece printr-o perioadă dificilă, trece printr-o perioadă de criză și, bineînțeles, este normal ca veniturile la buget să scadă. În același timp, cheltuielile suplimentare la buget datorate, legate direct de criză, sunt în jur de 2 puncte procentuale. Deci cele 5 puncte procentuale suplimentare la bugetul din acest an sunt legate direct de perioada de criză prin care trece România astăzi. Fără această criză, am fi rămas la o estimare 3,7% din PIB și eu cred că am fi putut să facem mai bine. Dar ca să înțelegem magnitudinea sau importanța acestor cifre, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în Europa. În România, am spus, deficitul față deficitul estimat crește cu 5 puncte procentuale. În Europa, media este de 7,7 puncte procentuale, aproximativ 8 puncte procentuale. Asta înseamnă că în Europa deficitele medie cresc față de estimarea inițială cu 8 puncte procentuale. Iar cele mai recente prognoze indică o înrăutățire suplimentară a deficitului bugetare, mai ales în zona euro. Franța, aproape 10%. De la 10 la 11,4. Deci au avut inițial în jur de 3 sau aproape, au mers către 10, acum la 11,4. Italia înrăutățesc de la 11,1 la 11,6. Și așa mai departe. În același timp, economiile din regiunea, din zona noastră, din europeană, scad cu procente între minus 7 și minus 8,7. În toată Europa, deficitele mai mari se datorează în principal scăderii veniturilor. Creșterea economică, venituri mai mici, creșterea deficitului. Deci acest lucru este normal să-l vedem în toată Europa. În același timp, România a pornit cu un handicap, venim cu un spațiu fiscal limitat după ce anul trecut deficitul a fost de peste 4%, dar asta este ceea ce dezmățul făcut de PSD în ultimii ani. Acestea sunt elementele principale ale rectificării bugetare, azi deficitul, creșterea economică, influența asupra deficitului de unde vine. Pe ministere, bineînțeles că toate aceste cifre vor fi publice și le veți putea analiza. Rectificarea, bineînțeles, este o propunere, această rectificare. Ea va merge mâine în ședința de guvern și va fi aprobată. Dar, v-am spus, la Ministerul Sănătății, față de bugetul inițial, sunt pus 5 miliarde de lei, la Ministerul Muncii 9,5 miliarde și așa mai departe. Deci sunt cifre pe care le veți vedea, le putem analiza. Dar ceea ce este mai important și cel mai important este că am reușit în această perioadă să alocăm resurse limitate de care dispune România către sectoare cu valoare adăugată mare, pentru a ne asigura că economia își va reveni cât mai rapid, după acea perioadă în care a fost închisă, după acel trimestru 2 în care toată Europa a fost închisă. Și la final aș vrea să fac câteva considerații de ordin personal, observații pe care, sau punct de vedere pe care l-am construit în perioada aceasta când am fost ministru de finanțe într-o perioadă de criză. Țin minte că la începutul perioadei de criză am spus foarte clar că România nu va fi afectată de, în primul trimestru, nu va fi afectată de această criză de sănătate. Și am avut dreptate, România a avut a doua cea mai mare creștere economică din Europa în primul trimestru și în acel moment am spus clar că, da, e adevărat, trimestrul 2 va fi un trimestru dificil și eu sper, mâine vom avea cifre, dar sper că analizele mele sunt corecte, să avem o scădere mai mică decât majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că vom putea să pornim cu trimestrul 3, așa cum estimam, cu această revenire în V. Dinamica anuală arată acest lucru. Al doilea lucru pe care vreau să spun este IMM Invest. Un program care a fost hulit, bajocorit de cei de la PSD, dar astăzi este cel mai de succes program care susține IMM-urile din România. Din istorie, niciun program nu a fost de o asemenea magnitudine cu asemenea impact. Ce le veți spune, domnule Ciolacu, cel aproape 14.000 de companii care au luat resurse, au făcut rost de capital și bani pentru investiții în jur de 13 miliarde de lei? Ce le veți spune acestor companii? Ați vrut să opriți acest program și acest program merge mai departe.
Nu ne oprim aici, bineînțeles, am crescut plafonul cu 5 miliarde. Propunerea care a venit de la mine de a crește, era o propunere care, pentru amânarea ratelor de 3 luni, de 6 luni, am propus să mergem până la finalul anului, 9 luni de zile. S-a dovedit a fi propunerea câștigătoare. Alte câteva țări din Europa au încercat să vină, dar niciuna nu s-a venit atât de aproape a noi. Astăzi, fără precedent, avem 200.000 de clienți ai băncilor care au beneficiat de această amânare. Tot în ianuarie spuneam că și inflația și dobânzile vor scădea. Așa s-a întâmplat. Și aici, domnule Ciolacu, este diferența între profesioniști și urechiștii care vă înconjoară. Spuneați că îi vor exploda prețurile și dobânzile. Nu este adevărat, i-ați mințit pe români și ar trebui să veniți să vă cere scuze în fața românilor. Am spus că economia României este lovită de același șoc, e adevărat, de aceeași magnitudine, dar vom face tot posibil să diminuăm efectele asupra creșterii economice. În primul trimestru am arătat acest lucru, veți vedea că și trimestrul 2 este adevărat și veți vedea că România va evita recesiunea tehnică și va fi, cred că, singura sau printre foarte puține țări din Uniunea Europeană care va evita recesiunea tehnică, pentru că am luat măsurile necesare, eficiente, cu resurse limitate pe care le are România astăzi. Am zis din primul moment că vom crește pensiile, n-am crescut, cu cea mai mare sumă la punctul de pensie pe care am avut-o în istorie și asta facem acest lucru într-o perioadă de criză economică. PSD nu a făcut asta, deși avea creștere economică. Nu a reușit să facă această creștere pe care o facem noi astăzi, într-un moment dificil, dar știm cât de importante sunt aceste sume pentru români. Știți că domnul Ciolacu, PSD, spune toți că nu vom crește pensiile, nu vom crește alocațiile. Am crescut și pensiile, am crescut și alocațiile. Ar trebui să veniți să vă cereți scuze că i-ați mințit pe români. Și în ultimul rând, contrar a ceea ce spunea PSD, sistemul financiar bancar, local și global, a fost un partener al guvernului PNL, dar și al economiei naționale. Prin finanțarea cu costuri din ce în ce mai mici, de la o lună la alta, atât a nevoilor statului, cât și a nevoilor din economie. Asta arată clar că nu numai sectorul privat, dar investitorii instituționali, economia globală, oamenii care se uită și înțeleg cum funcționează economiile, au încredere în guvernul Orban. Mulțumesc, eu mă opresc aici. Toate cifrele vor fi prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Intră în dezbatere publică. Mâine, în ședința de guvern, intră rectificarea bugetară cu indicatorii pe care i-am estimat. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări... Ok. E ok. Mulțumesc. Nu sunt întrebări. Mulțumesc mult.